Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru următoarele 2 săptămâni. Etalare pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și vom începe cu zodia Taur, ascendentul în zodia Taur. Și haideți să vedem cum va decurge perioada pentru dumneavoastră. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În primul rând, vom vedea care este energia generală. Și aici avem Cavalerul de Cupe. Da, veți pune foarte mult accent, să știți, pe partea emoțională. Văd o mutare, schimbări în casa dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Avem mesaje suplimentare. Fie consolidați o relație, fie vă întemeiați o familie, poate fi o cerere în căsătorie, un eveniment care urmează în viața dumneavoastră, dar și mult mai multă liniște sufletească, chiar dacă mai sunt și perioade în care lucrurile, da, nu funcționează așa cum v-ați fi dorit. Aici, ca și energie generală, unde avem Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe aduce o împăcare, o reușită, poate fi vorba de un job mult mai bun, poate fi vorba despre o evoluție din punct de vedere financiar, dar aveți și anumite probleme. Posibil încercați să vă înțelegeți bine cu cineva în perioada aceasta, pentru că văd conflicte verbale. Chiar dacă veți încerca să vă apropiați de cineva, să vă înțelegeți cu cineva, nu prea funcționează, nu prea vă faceți înțeleși. Și avem din nou mutarea, schimbarea, îmbunătățirea care va avea loc în viața dumneavoastră. Da, rezolvați o problemă, cineva o să vă ajute să rezolvați o problemă sau mai multe persoane. Poate fi un proces pe care îl veți avea în perioada aceasta, în aceste 2 săptămâni, 17-31 august. Văd că mai sunt momente în care vă îngrijorați, încercați să aplanați un conflict, încercați să tratați totul cu mai multă sensibilitate, poate. Dar orice problemă veți întâmpina, să știți că va avea o rezolvare, pentru că, exact cum v-am spus, vorbim de îmbunătățiri, de schimbări foarte favorabile, chiar dacă mai sunt momente de îngrijorare, să știți că veți trece peste. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pește. Haideți să vedem provocările. Da, provocările vin cu diavolul. O energie destul de grea, o energie destul de negativă, pentru că vorbește mult despre pesimism. Poate nu aveți încredere într-o situație, poate nu aveți încredere într-o persoană, văd foarte multă invidie, ciudă, răutate, și toate aceste lucruri se vor abate asupra dumneavoastră. Haideți să vedem. Da, poate fi vorba de o persoană în care tot vă pune bețe în roate sau aveți un conflict deschis cu cineva și va predomina și pe tot parcursul acestor 2 săptămâni. Dar văd că sunteți foarte ancorați în situația respectivă, căutați informații, căutați detalii care să vă ajute să scăpați de aceste lucruri mai puțin plăcute, să le spunem așa. Posibil să fiți mințiți, să fiți înșelați. Înșelați, nu vorbim neapărat din punct de vedere sentimental, la bani. Vă găsiți o locuință foarte bună și simțiți că a dat norocul peste dumneavoastră, dar acolo poate fi o înșelătorie. Cineva să se folosească de dumneavoastră pentru a obține ceva. Deci trebuie să fiți foarte atenți la tot ce vi se propune, pentru că, ca și energie principală, Cavalerul de Cupe aduce oarecum o invitație, o propunere, o oportunitate care se ivește și s-ar putea să nu fie de folos pentru unii dintre dumneavoastră, să fie ceva toxic, ceva care, în loc să vă ajute, o să vă încurce foarte tare. Deci trebuie să fiți cu băgare de seamă la tot ceea ce vine în viața dumneavoastră. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem moartea, o schimbare radicală. Cred că veți scăpa de toată această energie negativă și aceste stări și aceste persoane sau situații care vă îngreunează viața. Cred că are legătură și cu o locuință.
un partaj, un bun și așa mai departe. Puteți vedea, face și cu semnul zodiacal Capricorn, Scorpionul care predomină. Surpriza vine prin descoperirea unor lucruri foarte utile. Încheiați un capitol, trageți linie, da, ajungeți la o concluzie, dar în primul și în primul rând încheiați un ciclu, un capitol din viața dumneavoastră, faceți o schimbare radicală care o să vă aducă succes pe termen lung, pentru că văd rezolvări și chiar odată cu schimbarea aceasta aflați niște lucruri foarte interesante. Deci vorbim despre schimbare, într-adevăr, chiar dacă în unele situații vorbim de o schimbare mai grea. Aici cred că se pune mult accent pe un parteneriat, pe un acord, pe o căsătorie, pe un angajament, o firmă comună pe care o aveți cu cineva, o locuință împreună, da, aveți o locuință la comun cu cineva și trebuie să împărțiți locuința respectivă sau să ajungeți la un acord. Apar schimbări foarte favorabile pentru că, în sfârșit, se încheie o perioadă grea. Asta, clar. Și veți fi din ce în ce mai bine. Veți cunoaște pe altcineva cu care să vă asociați. Ivește o ocazie foarte bună în care să investiți. Găsiți o locuință foarte accesibilă și care va aduce un avantaj. Haideți să vedem din punct de vedere profesional. Aici avem luna. Nu sunteți în apele dumneavoastră, nu vă regăsiți în anumite situații, nu știți ce să faceți, cum să rezolvați anumite probleme pe la locul de muncă, dar văd foarte multe frământări. Tind să cred că unii dintre dumneavoastră veți întâmpina probleme la locul de muncă din cauza unor colegi. Acei colegi să facă anumite greșeli și să cadă toată vina asupra dumneavoastră. Deci, mare atenție în cine vă încredeți. Dar atâta timp cât apare norocul, cineva este de partea dumneavoastră și o să vă scoată din problemă. Poate fi o persoană mai în vârstă, în cele mai multe cazuri văd o femeie, dar poate fi și un bărbat care are o influență, care are o siguranță financiară, care are cunoștințe care ar putea să vă ajute în problema respectivă. Apar contracte de muncă în cazul în care nu aveți un loc de muncă stabil. În afaceri, lucrurile probabil se vor îmbunătăți, dar tot așa trebuie să aveți multă răbdare și să aveți grijă în cine vă încredeți. Puteți vedea face și cu semnul zodiacal pești pe la locul de muncă, dar sunt foarte multe frământări. Poate unii dintre dumneavoastră vă doriți o schimbare în sensul acesta, să vă mutați în altă parte. Nu prea apar șanse foarte mari de care să profitați, dar în schimb pot apărea anumite persoane cu care să discutați și acele persoane să vină cu o ofertă spre dumneavoastră la un moment dat. Sau să vă spună ceva ce au auzit. Din punct de vedere financiar, avem un 5 de spade. Tind să cred că unii dintre dumneavoastră, în intervalul acesta, 17-31 august, riscați să pierdeți sume de bani. Fie să faceți investiții greșite, fie să pierdeți pur și simplu niște bani. Să nu fiți înșelați de o sumă de bani sau dacă așteptați o datorie, să știți că e foarte greu vine înapoi. Da, văd un blocaj pe partea financiară, deci nu o să fie o situație foarte favorabilă, foarte încântătoare. Doar că aveți câștiguri, deci n-aș putea să spun că veți rămâne fără bani, dar apar și aceste, din cauza unor persoane false, energii foarte false, pentru că văd că ajungeți la o disperare. Nu cumva să fiți mințiți și să investiți bani într-o situație, da, într-un imobil, într-o afacere care să nu funcționeze. E foarte posibil să vă dați seama și la timp de persoana aceasta ce intenții are, pentru că în provocare apare da, o persoană foarte negativă care vă poate trage foarte tare în jos. Iar din punct de vedere al sănătății avem un nou de cupe care aduce o mulțumire. Poate vă gândiți să țineți o dietă, unii dintre dumneavoastră mai apar anumite dereglări hormonale în cazul doamnelor. Apar rețineri necese de apă sau vă simțiți și greoi, puteți avea și anumite dureri de stomac, unii dintre dumneavoastră. Văd că așteptați niște analize sau așteptați vești în legătură cu sănătatea cuiva din jurul dumneavoastră, pentru că, per total, aveți o energie bună, adică nu vă simțiți rău,
Mai pot apărea durerile acestea de stomac din cauza stresului care va fi în tot acest interval. Merge mai departe la zodia fecioară, ascendent luna în zodia fecioară. Și haideți să vedem pentru dumneavoastră cum va decurge intervalul 17-31 august 2021 din toate punctele de vedere. Energia generală vine cu prințesa de monede, ca cu valetul de monede din tarotul clasic. Posibil să aveți un examen auto, parcă unii dintre dumneavoastră, dar vedeți că în unele situații, bineînțeles, având în vedere că este o etalare generală, deci nu se poate potrivi tuturor, s-ar putea să picați examenul respectiv, deci trebuie să fiți foarte atenți. Pe de altă parte, vorbim de lucruri noi care apar în viața dumneavoastră, persoane noi, situații noi, un nou loc de muncă, doar că tot ceea ce vine nou în viața dumneavoastră vine și cu o greutate, cu un sacrificiu. Poate veți avea de-a face cu persoane care se vor victimiza foarte mult. Poate aveți de-a face. Poate simțiți că nu veți face față într-o anumită situație, da? Dacă vă apucați de o afacere, veți avea momente în care veți simți că pur și simplu nu puteți continua, că nu ce vă trebuie dumneavoastră acea firmă. Dar asta din cauză că sunteți foarte influențați de anumite persoane care, cum să vă spun eu, sunt false. Văd că vă invidiază foarte mult, vă trag în jos, vă influențează. Pentru că aveți discuții cu aceste persoane și chiar anumite discuții vă vor pune foarte serios pe gânduri. Trebuie să aveți răbdare, pentru că sunteți pe drumul cel bun spre succes. Doar că, într-adevăr, este un drum mai greu. Va fi o perioadă a descoperirilor, a informațiilor și a cunoașterii, indiferent ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră. Ce provocări vă așteaptă aici? Avem luna, posibil să aveți de-a face și cu semnul zodiacal pești. Vă îngrijorează o situație de acasă sau în legătură cu o casă, cu o mutare, cu o stabilitate, are legătură cu un loc de muncă, cu o afacere, cu o mutare de locuință și sunteți un pic cam preocupați, pentru că ori sunteți un pic blocați în situația respectivă, ori depinde de cineva ca să fie posibilă această mutare. Nu reușiți să vorbiți deschis cu persoana iubită, poate, sau aici vorbim și de o relație mai complicată, de o situație mai delicată, mai complicată. De exemplu, dacă vreți să vă mutați, da, apar oferte bune. Doar că parcă vă simțiți legați de mâini și de picioare, nu știți cum să faceți să fie cu reușită. Veți avea realizarea în cele din urmă, doar că trebuie să le luați, să le gândiți, să le calculați și exact cum v-am spus, să cercetați, să încercați să descoperiți anumite lucruri care vă vor aduce multe avantaje. Din cauza cuiva nu o să reușiți să faceți ceea ce vă propuneți sau din cauza cuiva apar aceste piedici în îmbunătățirea unor situații, în funcționarea unor lucruri până la urmă, într-o mutare, a cumpăra o casă, a vinde o casă. E o situație închisă un pic. Aici putem vorbi chiar și de faptul că nu puteți face mare lucru în perioada aceasta, pentru că trebuie să aveți grijă de cineva. Da, trebuie să stați mai mult pe acasă, poate. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem regele de cupe care aduce multă sensibilitate. Aveți reușite prin instituții de stat, deci oricum ar fi reușiți ceea ce vă propuneți sau ce aveți rezolvat. Chiar dacă întâmpinați anumite piedici, anumite pauze, tot vă amână, parcă nu azi mâine, nu azi mâine, știți? Doar că văd reușită foarte mare în casă și foarte multă muncă. Fie sunt niște probleme sentimentale aici, fie cu niște rude, fie anumite neînțelegeri, colegi de muncă, da, în colectivul în care vă aflați, anturajul și așa mai departe. Da, văd că scăpați de anumite greutăți, doar că aveți mult de muncă pe acasă, dar acest lucru o să vă aducă o satisfacție. Va lua sfârșit o perioadă de așteptare, o perioadă de tăcere, și chiar apar energii noi,
sau nu, că e ca o voință, ca o ambiție pe care o aveți ca să aveți parte de stabilitate, de siguranță, din orice punct de vedere. Din punct de vedere profesional avem judecata. Bine faci, bine găsești. Vi se face dreptate, cel mai probabil văd că apar anumite noutăți din punct de vedere profesional, doar că anumite informații pe care le primiți nu vă încântă foarte tare. Poate ați depus un CV undeva sau veți depune un CV undeva și răspunsul vine foarte greu sau primiți un refuz pentru că aici apar și situații de acestea repetitive sau dați de un colectiv de oameni cu care parcă ați mai lucrat, cu care parcă ați mai avut de face. Apar momente de disperare și încercați să judecați corect. Vreți să vi se facă dreptate în legătură cu o situație. Poate fi în legătură cu o afacere pe care o aveți și vi s-a făcut o nedreptate, ați luat o amendă pe nedrept, s-a întâmplat un lucru la locul respectiv de muncă sau în firma respectivă care nu avea legătură cu dumneavoastră și veți încerca să rezolvați acele lucruri. Dacă depuneți CV-uri, încă mai aveți anumite blocaje, adică nu sunteți primiți cu brațele deschise. Văd și persoane care să vă ceară iertare, poate persoane de la locul de muncă care v-au greșit foarte mult. Vi se face dreptate mare. Din punct de vedere financiar avem un ou de bâte. Vă este teamă ca nu cumva să apară o cheltuială din trecut, ca nu cumva să fiți nevoiți să plătiți ceva, da? Sau să mergeți la un eveniment pentru că dumneavoastră nu sunteți pregătiți din punct de vedere financiar. Probabil o să spuneți că nu vă simțiți bine ca să nu puteți merge acolo, nu puteți onora invitația respectivă. Sunt foarte multe cheltuieli până la sfârșit de luna august și chiar aveți momente în care vă împotmoliți și veți căuta variante prin care să vă descurcați. Vă văd un pic cam abătuți din punctul acesta de vedere, dar o veți scoate la capăt. Foarte posibil ca o femeie tinerică să vă ajute sau să vă dea un pont prin care să vă puteți descurca cât de cât financiar până când se echilibrează situația în viața dumneavoastră. Din punct de vedere al sănătății avem un 4 de spade. Foarte multă oboseală, poate unii dintre dumneavoastră nu vă simțiți foarte bine. Depresie, tristețe foarte mare. Dar să știți că veți găsi, poate faceți niște analize medicale și aici veți primi niște răspunsuri, dar mai poate fi vorba și de o vindecare care va, poate e o recuperare după o boală, după o operație, va fi cu succes. Cel mai bine o să vă simțiți undeva în noiembrie, până atunci mai trebuie să repetați anumite analize, mai apare una alta, dar nu ceva grav care să vă îngrijoreze. Mergem mai departe la zodia Capricorn. Ascendent lună în zodia Capricorn și haideți să vedem pentru dumneavoastră cum va decurge intervalul 17-31 august 2021. Care este energia principală, ce evenimente importante vor avea loc? Energia principală vine cu împărăteasa, abundență, prosperitate. Ce veți iniția? Văd că unii dintre dumneavoastră veți începe lucruri noi. Poate începeți un proiect, poate vă faceți un plan de viitor, poate începeți actele pentru o firmă, pentru o casă. Tot ceea ce veți face va fi cu succes și veți reuși undeva între 2 săptămâni și 6 luni să vă ridicați. Asta nu înseamnă că nu veți mai întâmpina anumite probleme, pentru că mai sunt. Poate fi vorba și de o sarcină în anumite situații și să vă concentrați foarte mult pe un copil. Poate unii dintre dumneavoastră aveți un copil mic de care trebuie să aveți grijă, pentru că văd că unul dintre părinți stă în casă, copilul. Se pune mult accent și pe stabilitate. Vă faceți planuri de viitor, plănuiți o nuntă, plănuiți o mutare împreună. Mai apar situații care vă cam țin așa prinși, legați. Încercați să deslușiți o situație, să descoperiți anumite lucruri care să vă avantajeze, să vă ajute să mergeți mai departe. Poate cineva vă pune, nu neapărat că vă pune bețe în roate, dar trebuie să insistați la o instituție mai mult ca să puteți rezolva ceva. Trebuie să nu aveți momente, sau cum să spun, puncte moarte. Dar trebuie să mă mișcați tot timpul, să aflați, să descoperiți, să scoateți la iveală anumite situații care să vă aducă
succes. Oricum va fi o perioadă foarte bună și exact cum v-am spus, aveți parte de multă abundență, de multă prosperitate și tot ceea ce veți începe acum va fi cu succes. Din punct de vedere, de fapt, ce provocări vor fi? Aici avem un nou de spade, foarte multă oboseală, stres, anxietate din cauza unor drumuri, vorbe de la drumuri, probleme, întâmpinați fel și fel de probleme. Exact cum v-am spus, aici este vorba de un obstacol. Dar îl veți depăși. Poate fi vorba și de un proces, poate trebuie să împărțiți ceva, poate fi un partaj sau nu neapărat să aibă legătură cu un partaj, un proces, pentru că aici vorbim și de o închisoare. Vă dați seama, este o etalare generală, deci nu se poate potrivi tuturor, trebuie să luați deci doar ce vi se potrivește dumneavoastră, mesajele, da, informațiile care, cu care rezonați în situația în care vă regăsiți. Da, are legătură cu un proces juridic. Aici întâmpinați anumite probleme, dar ele se vor rezolva. Pentru că aveți mulți oameni care vă sunt alături și care vă țin partea. Și lucrul acesta o să vă aduc un avantaj. Ce surprize vă așteaptă aici? Avem valetul de bâte, mult entuziasm și apar soluții inedite, apar rezolvări. Văd o femeie care o să vă ajute pe dumneavoastră, o femeie influentă. În unele situații poate fi vorba și despre un bărbat care poate nu se simte el foarte bine. Cred că are legătură și cu o situație sau cu, da, cu o stare de sănătate, dacă vă îngrijorează sănătatea, dar care se va ameliora. Problema respectivă se va ameliora. Pe de altă parte, vorbim de șanse, de reușite. Văd un loc de muncă foarte bun, care apare din senin. O vindecare. Văd că treceți peste perioada aceasta grea. Poate unii dintre dumneavoastră vă simțiți foarte obosiți, poate unii dintre dumneavoastră ajungeți în punctul de disperare, că nu vă găsiți un loc de muncă, că nu vă merge afacerea. Sunt multe lucruri care vă supără, dar văd că veți începe să scăpați de ele cu calm și pe rând. Aflați multe noutăți și lucruri acestea. Vin ca niște surprize pentru că vă aduc niște răspunsuri, vă aduc niște rezolvări, situațiile acestea. Din punct de vedere profesional, avem valetul de cupe. Valetul de cupe care aduce un contract. Da, un contract. Mergeți, depuneți un CV și veți fi acceptați la locul respectiv de muncă. Apar vești bune legate de un loc de muncă. O afacere care dintr-o dată începe să funcționeze, pentru că văd și foarte multă invidie, răutate, rivalitate în jurul dumneavoastră și falsitate, oameni care nu se bucură sincer pentru reușitele pe care le aveți. Dacă aveți asociați, văd că încearcă să vă ascundă anumite lucruri sau vedeți ce au de gând să facă, pentru că vă cam duc cu vorba. Aveți o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional, chiar cu posibilitatea de a vă schimba locul de muncă dacă vă doriți lucrul acesta, doar că trebuie să acordați atenție unor situații, nu știu, să aveți grijă în cine aveți încredere, pentru că apar fel și fel de vorbe, fel și fel de zvonuri în jurul dumneavoastră, dar și schimbări foarte bune. Nu luați de, cum să vă spun, interesați-vă dacă auziți ceva bun, de un job bun, cum să faceți să prospere o firmă sau cum vă puteți schimba locul de muncă și așa mai departe, în funcție de ce vă interesează. Chiar dacă auziți o veste bună, încercați să vă mai interesați înainte de a acționa, înainte de a lua o decizie. Haideți să vedem din punct de vedere financiar cum veți sta. Aici avem un 3 de spade. Nu stați bine. Cineva vă rănește. Cineva trebuie să vă dea o sumă de bani și nu v-a dat-o. Probleme pot fi și din cauza că vi se cere mai multă experiență într-un anumit domeniu în care să puteți câștiga mai bine. Poate fi o datorie, să nu fiți în urmă cu o rată unii dintre dumneavoastră sau să aveți vreo datorie care trebuie achitată ca să puteți face ceva. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar să știți că veți primi sprijin, veți primi ajutor și chiar dă un noroc foarte mare peste dumneavoastră, fix în momentele în care nu ați fi sperat că o să mai fie ceva bun. Dacă cineva vă datorează o sumă de bani,
Nu vă puteți baza pe acea persoană, pentru că nu o să vii de acum. Probabil după luna septembrie încolo, dar nu cred, îi recuperați foarte greu. Mai primiți cadouri, v-am zis, atenție sau sprijin din partea unei persoane mai în vârstă. Poate fi o persoană de la locul de muncă, un șef, o șefă. Poate ați avut un apartament închiriat și persoanele care au stat în apartamentul respectiv au lăsat cu datorii. Oricum veți avea noroc, dar sunt și momente în care simțiți că faceți prea multe sacrificii sau că nu acordați atenție și la ceea ce vă doriți dumneavoastră. Adică sunt multe cheltuieli, într-adevăr, dar vă doriți și dumneavoastră să mergeți într-o vacanță. Vă doriți și dumneavoastră să vă puteți permite să cumpărați ceva, pentru că faceți multe sacrificii și nu vă alegeți cu nimic. Iar din punct de vedere al sănătății avem moartea. Nu înseamnă moartea fizică, înseamnă o vindecare, o recuperare. Se încheie un ciclu, dar poate unii dintre dumneavoastră ați trecut și printr-o perioadă dureroasă, poate ați pierdut pe cineva drag, poate ați aflat de decesul cuiva. Și acea veste, acea situație, pentru că o văd destul de îndepărtată, vă dă un pic viața peste cap sau v-a dat un pic viața peste cap. Pe de altă parte, nu vorbim neapărat de moarte fizică, putem vorbi de o despărțire definitivă, pentru că persoana cu care ați fost v-ați certat foarte mult cu ea, aici e suferință din dragoste, încă nu v-ați vindecat, încă iubiți acea persoană care v-a rănit și care v-a părăsit, dar situația aceasta vă maturizează. Da, încheiați un ciclu. Cu toate acestea, aș putea vorbi și de o pauză. Nu e neapărat vorba de o relație definitivă, de o despărțire definitivă, pentru că apar și situații repetitive. Foarte posibil ca acea persoană să vă caute din nou. Poate fi o relație la distanță, poate fi o persoană care momentan vă spune că nu vă mai iubește și nu-l mai interesează sau nu mai interesează. Automat vă afectează lucrurile acestea. Sau, pe de altă parte, poate fi vorba despre. Nu știu, să fiți atenți la locul de muncă, să fiți atenți în gospodărie, să nu vă accidentați, că mai pot apărea situații de genul ăsta, dar și oboseala. Oboseala predomină, în primul rând. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!